nemuritorii prin Iisus Hristos. Glorie Domnului! La această dimineață, aceste femei le vedem sub o altă formă, prin surorile și prin frații care au venit în această dimineață, care spune cuvântul că și-au adus miresmele care le pregătise. V-ați adus voi ceva astăzi? Amin. Am adus noi ceva? Merită Domnul să-i aducem ceva? Slăviți să fie Domnul! Am adus o jertfă prin cântare, prin rugăciune, prin cuvânt. Am adus și noi la această dimineață și în Roman spune cuvântul, vă îndemn dar fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu să aduceți trupurile voastre. Este cel mai mare dar din partea noastră adus Domnul Iisus Hristos, care demonstrează că arată că El trăiește. Amin. În biserică și prin noi, glorie Domnului! Amin. O jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Aceasta va fi din partea voastră o slujbă. Dacă n-ați apucat toate să cântați, veți cânta după masă. Putem să ne rugăm. Să ne rugăm ca Domnul să ne vorbească. Să ne rugăm ca Domnul să simțim aici. În continuare, prezența Lui să fie în mijlocul nostru. Nu mă interesează nimic altceva decât ca prezența lui Domnului să fie reală în mijlocul nostru. Slăvit să fie Domnul. Glorie Domnului! Este biserica lui Hristos, organismul viu, răscumpărat prin sângele meu. Glorie Domnului! Am adus noi în această dimineață trupurile noastre ca o jertfă sfântă, vie, plăcută înaintea lui Dumnezeu. Am adus și noi ca aceste femei tot ce am avut pe inimă și tot ce am avut pe suflet. Aș vrea să vă spun că mulți oameni, președinți, împărați, dictatori, au murit, au putrezit, sunt în țărâna pământului. Oameni care oamenii s-au încrezut, au murit. Și astăzi le auzim numai, au rămas numai istorie, numele, dar ei nu mai sunt. Dar singurul care trăiește și în care putem avea deplin încredere, care putem să fim mântuiți, este numai numele și numai persoana Domnului Iisus Hristos. Slăviți să fie Domnul, doar Domnule! Câtă încredere trebuie să avem în această dimineață. Și aș vrea să nu țin în dimineața aceasta o predică, pentru că potrivit cu Roman 12 cu 10, cuvântul urmește în această dimineață, ne spune să ne iubim unii pe alții cu dragoste frățească. Și această dragoste trebuie să fie exprimată și arătată prin a doua parte a versetului 10, din Roman 12 10, care spune așa, dragostea se arată dacă încinstă fiecare, atenție și surori. Aici arătăm dacă avem dragoste. În cinste să ne cinstim unii pe alții. Să ne acordăm cinste. Amin. În cinste fiecare. Deci nu numai păstorul, nici învățătorul, nici prorocul, nici evanghelistul, nici apostolul. Fiecare! Ce să facă? Eu pot să iau timpul fratelui meu sau sorii mei, dar Domnul nu mă învață așa. Domnul mă învață să fiu ascultător, supus, smerit, la lumea. Și Domnul mă va învăța la vremea, mă va înălța la bună pătrâne. În cinste fiecare să dăm întâietate unul altul. Și noi vrem să dăm